Așadar, dragilor, pornim la lecția fișierului celor, lecția în clasa a treia. Da, pentru clasa a treia. Uite, un kilogram de miere și unul de pere costă împreună 7 lei. Deci un kilogram de miere plus un kilogram de pere egal, costă împreună suma, să zicem, 8 lei. Hai să zicem 8 lei. Cât costă fiecare kilogram în parte, știind că kilogramul de pere e cu 3 lei mai mult decât, da? Kilogramul de pere e cu 2 lei, hai să zic. Cu 2 lei mai mult decât pere. Dar cu 3 lei. Am reușit să fac încă în toată problema. Hai să vedem. Ar fi și răspunsul 2,5 lei. Perfect. Deci ai gândit așa. Ai gândit că în clipa în care am zis că cu 3 lei, așa, ai luat un segment, asta să fie mere, da? Asta e programul de mere. Și pentru pere, încă 3 lei în plus. Perfect! Și în total, da, și în total era 8 lei. Bun, și acum ce-ai făcut? Rezolvarea a însemnat așa. Vare. Mă las pe mine să scriu, că scriu un pic mai repede, da? Rezolvare. Și zis ce făcut. Ai scăzut surplusul, adică din noapte ai scăzut surplusul 3 lei și a făcut 5 lei. Și astfel le-a adus la același preț, nu? Și pe 5 lei împărțit în două, a doua operație, 5 lei împărțit în două. Și ai obținut 2 lei 50. Așa, 2 lei 50. Asta este kilogramul de miere. Perfect. Iar pentru miere înseamnă 2 lei 50 cu 3 lei și aia fă populare programa. Bine, perfect. O să mă las să scriu eu, pentru că scriu mai repede, da? Și pe mult. Răspuns. Răspuns înseamnă 2,5 și 5,5. Da. Bun. Un kilogram de mere plus un kilogram de pere plus un kilogram de banane costă împreună, hai să zicem, cât să zicem, 14 lei. 14 lei. Deci toate cele trei. Pere, un kilogram pere cu 2 lei mai mult. Mai mult decât mere. Un kilogram, mere. Iar un kilogram de banane cu 3 lei mai mult, deci cu 3 lei mai mult decât mere. Cât costă fiecare parte? Așa, astea sunt merele.
Pe nivel cu 2 din plus. Și bananele. Bananele? Cât mere? Cât perele? Cât perele? Da, nu, merele astea sunt pere, pere, pere. Pere. Mai mult decât 1 kg de pere. Deci va la banane așa. Și? Și încă? Trei. Și acum? În total. În total, nu am dat bine numărul ăsta, o să modific un 16. În total 16 lei. Deci modificăm aici. În total 16 lei. Așa. În total 16 lei. Așa. Așa am spus că o să mă lași pe mine. Să vedem cum gândim. Ar vrea să tu povestești și eu scrii, da? De cum rezolva? Cum gândi? Lasă, vorbește. Da? Vorbește. Din 16 scădem 7 și noi... Dar de ce 7? 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Asta, și totul surplusul ca să le aducem pe toate la preț de mere. Da. Și ne iese 9. Dar stai un secund, ne-am adus pe toate la preț de mere. Și toate, da? Dacă ați văzut 7. Deci, există din 14, scădem pe 7. Care este, din cine am pus 7, ca să înțeleagă toți prietenii noștri? Surplusul 2 plus 2 plus 3 egal cu 5 lei. Surplusul, da? Surplus. 2 plus 2 plus 2. Deci 2 plus 2 plus 3 egal cu 5, bine? 7. 7. Băi, ești atent, nu scriu greșit, da? Ești atent. 7 lei, surplusul, da? Surplusul de bani pe care am dat față de, față de mere, da? Și acum? 9 împărțit la 3, fac 3. Dar de ce se par la 3? Mere. Dar de ce se par la 3? Pentru că în clipa asta le-am adus pe toate la același nivel, da? Deci 2 împărțit la 3 egal cu 3 lei kilogramul mere. Și apoi? A treia operație. 3 plus 2. Da. 5 lei kilogramul de pere. Deci 3 plus 2 egal cu 5 lei kilogramul de pere. Și 3 plus 3 plus 2 fac... Deci a treia operație, o să vă scriu eu, te-am ajutat. 8 lei. Deci 3 plus 3 plus 2 egal cu 8 lei kilogramul de banane. Foarte interesant ai gândit aici. Iată cât de mult ne ajută metoda segmentelor. Da? Ne ajută foarte mult metoda segmentelor dacă știm bine să gândim la problemă. Acum, uite, un biciclist. Deci un biciclist pleacă din orașul A spre orașul B. În prima zi merge o jumătate din drum. Atât merge în prima zi, da? Jumătate. Prima zi. În a doua zi, jumătate din ce a rămas. A doua zi, jumătate din cât i-a rămas. A doua
pasă. A treia zi merge până în Umbeni, mai merge 10 km. 10 km. A treia zi merge 10 km. Cât a avut în fiecare zi și care este distanța? Deci cât a parcurs? Întrebare. Câți kilometri a parcurs? În prima zi, a doua zi și care este distanța? Distanța între orașe. Deci prima zi și a treia zi zece kilometri. Cum ai de gând să faci proiectul? Deci, în prima zi am mers de fapt asta. Cealaltă cameră care mai trebuie parcursă este tot că m-am cam atât acolo. Jumătate. În a doua zi mi-ai făcut jumătate din ea. Adică segmentul ăsta. Și oare câte a mai rămas? Uite-te, urmărește. Câte a mai rămas? Dacă asta a făcut în prima zi, asta face în a doua zi. Hai să facem și lucrurile diferite. Deci în prima zi o făc bucata asta. A doua zi face segmentul ăsta. Și a treia zi eu mai rămas 10 km. Cât crezi tu că a parcurs în fiecare zi și care este distanța? Jumătate din drum. Din drum. Lasă pe mine să scriu, da? Pentru rezolvare. Și eu vreau să scriu. Deci în prima zi, jumătate din tot drumul. A doua zi, jumătate din câte au rămas. Și a treia zi, doar 10 km. A treia zi, doar 10 km. Corect, răspuns corect, înseamnă așa, distanță.
distanța, în prima zi face 20 de kilometri, da? În a doua zi este egal cu 10 kilometri. Și la treia zi? Și la treia zi știm exact 10 kilometri. Și cu asta am rezolvat problema. Dar dacă ți-aș fi dat așa, iată. Da? Ai văzut? Dacă ne concentrăm, reușim să facem problema. Într-o livadă sunt meri, caiși, măpuscă plus și cireși. Măpuscă plus ci. Da. Deci meri, ce-am spus, caiși. Caiși și cireși. Cireși, ca să zic cireși. Și prun, ca să nu fie prun, da? Prun. Deci mâncând și pâine, da? A, așa, dacă avem probleme cu scrierea. Egal. Da? Deci sunt atât. În total, în limbate, sunt 1600 pomi. Deci, în total, sunt 1600 pomi. Adică, o să scriu eu, da, din nou, mer plus caiș plus prun, egal cu 1600 pomi. Mere. Așa. Acum, îți spun așa. Merii sunt de două ori mai mulți decât cireși. Merii de două ori mai mulți decât cireși. Caiși. Decât cireși, nu știu. Merii de două ori mai mulți decât cireși. Deci meri de două ori mai mult decât cireși. Iar prunii sunt cât cireșii și meri la un loc. Cireșii și meri la un loc. Și întrebarea este câți meri sunt, câți cireși sunt și câți pruni sunt. Și modific aici eu, o să zic 1800. Da, 1800 de copaci. De copaci. 1800 la 6. Dar de ce la 6? Că nu înțeleg de ce la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Câte segmente ai acolo? Și dacă faci la 6, ce obții? 300. Da? 300, ce sunt acești 300? Ce ți-i minte? 600. 600? Ei bine, adică 1800... 600 plus 600. Păi da, ai la 6. 300, da? 300 face. Dar ce reprezintă 300? Ce reprezintă 300 asta? Îi fac. Ce reprezintă? 3 ori 6 fac 18. Bun. Dar de ce reprezintă la 300? Ha? Ce reprezintă? Reprezintă numărul de cireși. Perfect. Un singur segment. Iar prin segmentul ăsta tu ai înălțat? Așa. Așa. Adică răspuns corect ar fi? Care ar fi răspuns corect? 600 de meri, 300 de cireși și 900 de pruni. Deci 600, 600 de meri, 300
de cireș și respectiv prunii ai spus cât? 900. 900 pruni. Vezi? A fost foarte important să sesizăm când am spus că cei doi la un loc. Tu ai văzut unitatea din măsură cea mai mică la cireș, da? Și de aceea ai făcut calculul foarte bun. Hai să mai spun o altă problemă. Într-o livadă sunt tot așa. Mere, cireș și prunt. Da? Mere, cireș și prunt. Ești atent, da? Da. Bun. Și spunem așa. Cireșii egal cu o treime din numărul merilor. Deci cireșii o treime. Prunii egal cu o pătrime din mere. Din cireș. Din cireș. Da? Cireșii o treime din mere. Prunii o pătrime din cireș. În total, deci prun atât, segmentul ăla micuț. Păi bine, bine, e gândit bine. Ca să se vadă toată lumea, să vadă toată lumea că tu ai spus 4 segmente de acestea, da? Okay.
facem efortul. Deci trebuie să tragem segmentele egale. Trebuie să reușim problema. Primul merge
merge cu jumătate din viteza lui cel care a cardinat. Deci, ăsta pleacă cu viteza, să spunem, hai să spunem, VB, viteza celor care pleacă din Bacău, este o jumătate din viteza celor care pleacă din din alt sud. Ei se întâlnesc într-un punct, mergând așa. Toată distanța asta, de la Bacău la Absurd, este de 60 de km. Întrebarea este, fiindcă viteza aceea este de câte ori mai mare? Viteza celui din Bacău e mai mare sau mai mică? Mai mică. E mai mică, sigur că da. Și întrebarea este... Care este legătura cu astea? Și care este legătura cu astea? 60 de kilometri. 60 de jumătate. Întrebarea este... După câte ore se întâlnesc? Dar pentru asta trebuie să dau și viteza unei dintre ei. Da. Viteza, să spunem, a lui B, viteza lui V, egal cu 20 km pe oră. Deci, viteza lui B. Atunci, viteza lui B este cât? 40 km pe oră. 40 km pe oră. Și este coincidență că împreună fac 60 de km pe oră. Foarte tare. Și după cât timp se întâlnesc? 60. Dacă primul merge cu viteza, cât ai zis tu, cu 20 km pe oră, au fiindcă e dublu, merge cu 40 pe oră, și asta înseamnă că ei se întâlnesc 60 după de timp. După? 60 de minute. O oră, sigur că da. Și unde se întâlnesc? Întrebarea este... Și unde se întâlnesc ei? Cam la cât de drum? Cine au parcurs mai mult? Deci pe o parcurs ce mai da, mult? Da, fiindcă am mers mai încet. Dar el nu s-a întâlnit la mijloc. I s-a întâlnit undeva pe drum. Ori el. Deci, ei merg unul spre altul. Tu ai zis că merg 60 de minute, da? Adică toată distanța asta de 60 de km o împărțim în 3. Și primul... Cam așa. Și unde se întâlnesc? Ăsta face 20, ăsta face 40. Unde s-au întâlnit? În ce punct? Acolo. Ăsta e punctul de întâlnire. Da? Se face 40. Și iată că reușim repede să prindem problema. Mai facem încă una, îți foarte frumoasă problemele astea cu secundă. Da. Dar trebuie să fii foarte atent și lucrezi cât mai multe. Deci, eu mă așteptam acum să fie astăzi cu colegea, o colegă de matematică, cu colegea de matematică. Da? Și din culegea aceea am avut problema asta și asta și asta și aici nu mi-a ieșit, din culegea aceea n-am știut ce să fac. Asta e întâlnirea noastră ca să fie eficientă. Așa acum... Nu din gazeta matematică, mai din culegele nu sunt peste nivelul ei. Din gazeta, din gazeta da, noastră, a doua, a treia, da? Ca să fie probleme de cele frumușele. Vreau neapărat să facem niște lucruri interesante aici. Cu secvențe se pot forma, dar acum eu improvizez. Asta e dificultatea. Și de aceea țin neapărat să venim cu probleme. Ia să vedem tot așa, un biciclist. Dacă din A spre B.
De la Zeus spre Baco, hai să zici. Nu știu distanța. Dar el merge în prima zi o treime. Deci, în prima zi, o treime din... din distanță, da? A doua zi merge o pătrime din... o pătrime din rest. Atenție! Merge o pătrime din rest. Din rest. Te-am speriat, da? Deci, în prima zi, o mers o treime din toată distanța. O treime. Adică tu spui așa, dacă ar fi fost, îl împărțim în trei, da? Deci, în trei, îl împărțim exact în trei. Așa, în trei. Și asta merge în prima zi. Asta este restul. Da? Asta este restul. Și acum restul ăsta o pătrime din rest de așa doua zi. O pătrime din rest. O pătrime din rest. Adică din tot restul. Adică ăsta e restul, da? Ăsta e restul. Și trebuie să faci o pătrime din asta. Cum mai faci tu o pătrime din tot restul ăsta? Așa. O dată. Și încă o jumătate aici am venit. Și ăsta... restul ăsta a fost împărțit în patru. Și atunci cât face? O pătrime din rest, adică face asta. A doua zi. Doar atât face. O pătrime din tot restul. Deci restul acela trebuia să-l împărțe în patru. Și a fost, ai avut șansă foarte mare. Că era deja dat în două. Și mi-a dat fiecare în două. Și atunci ai găsit pătrimea. Iar a treia zi, a treia zi, a treia zi merge două treimi din rest. Merge două treimi din nou rest. Asta e restul, nu? Și merge două treimi. Două treimi. Asta este cât? Mai să zicem, ce este atât azi? Așa. Este ce ce eu? O să în a treia zi. Da? A treia zi. Și rămân din nord-vest. Așa. Și a patra zi, rămân, da, rămân, ăștia din parcurs, rămân 10 km. Rămân 10 km. Care e distanța între A și B? Care este distanța între A și B? Distanța A la
Da, asta credeam tu, gândim problema. Da, deci pe mine interesează să putem să filmează și trebuie să discutăm. Deci zic cu voce tare raționamentul și după aia faci să așa. O treime. Ai reprezentat în prima zi, da. Bun. Și apoi, o pătrime din rest, asta înseamnă o jumătate. Stai, că e o pătrime din rest. Deci, dacă e mers o treime, câte treimi ce-a mai rămas? Deci ai mers o treime, da? Au rămas două treimi. Foarte tare. Deci ai mers prima zi asta. Ți-a rămas restul tot ăsta. Uite, hai să facem așa ca să vadă toți. Mă lași pe mine și tu urmărește. Deci în prima zi am făcut o treime, da? A doua zi, cât o mai rămas de parcurs pentru până la capătul distanței? Două, trei. Deci mi-a rămas asta și încă o dată asta. Și ca să vezi cât ai parcurs, am împărțit-o în patru. Iată așa, ai zis tu foarte bine. Și am luat din ea, din această distanță care mi-a rămas, am luat doar atât. Da? Doar o pețică. Așa să zicem. Asta a fost a doua zi. Asta e prima zi. A doua zi. Ăsta a rămas restul. Restul ăsta merge a doua zi, cât am spus noi. A treia zi. Două, trei din rest. Adică ăsta e restul care ne rămăsese. Da? Uite-te, te rog. Ăsta e restul care a rămas. Și pe care, din el, parcurge cât din restul ăsta? Două, trei. Adică, a treia zi, atât parcurge. Da? Doar segmentul ăsta îl parcurge a treia zi. A treia zi. Și rămâne acesta. Da? Ceea ce înseamnă 10 km. Ăsta înseamnă 10 km. Te-ai prins? Ia să vedem. Iau cretă și să vedem. Asta înseamnă o treime. Se cer 2 și dar cu 3. Asta înseamnă 3 zi. Așa, ai 2. Și apoi. Deci, a treia zi. Deci mersul înapoi este asta, da? Și pe tot la segmentul este foarte interesantă ca idee. Fiindcă a rămas ăsta pentru la fi, da? Deci aici ai câte segmente de astea pentru a doua? Două. Și deci din 20 km. Iar a doua zi cât înseamnă acela? Tot 10. Tot 10 pentru că sunt... Și apoi... Deci a doua zi 10 km, da? Adică? 30. Deci...